Raportul Eurostat pe anul 2017 arată că cei mai mulți copii săraci din Uniunea Europeană sunt în România. Practic, mai mult de un sfert dintre copiii din Europa sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. O situație mai gravă este înregistrată doar în Bulgaria, cu un procent de 38,9%. Cu toate acestea, comparativ cu 2008, în anul 2017, statele membre care au făcut cele mai mari progrese în reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială au fost Polonia cu o reducere de 11 puncte procentuale și România cu o reducere de 8,5%. Potrivit acelorași date, anul trecut aproximativ 112,9 milioane de persoane erau expuse riscului, mai mult de o treime o reprezenta populația din Bulgaria, România și Grecia. Totodată, în 10 state membre ale Uniunii Europene, acest risc a crescut între 2008 și 2017, cel mai important avans fiind înregistrat în Italia și Spania. La polul opus se află țări precum Cehia, Finlanda, Slovacia, Olanda, Slovenia, Franța și Danemarca. Un obiectiv al strategiei Europa 2020 este scoaterea din categoria celor expuși sărăciei și excluziunii sociale în Uniunea Europeană a cel puțin 20 de milioane de persoane până în anul 2020. Datele au fost publicate de Eurostat cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei.